Mondialul Noi cu Amicalul Național a zburat la Cluj, unde va întâlni Slovenia joi de la 18:30 la Pro Arena și pe Voio. Coșmarul României a început în 2001, când Slovenia n-a interzis Mondialul. Revanșa cu Slovenia va fi pe Cluj, Arena joi, la Pro Arena și pe Voio. Pe lângă Pușcaș, Burcă și Răzvan Marin, la Națională pot debuta 5 jucători. Rapidistul Sefer Panta de la FCSB, Opruț și Paraschiv de la Hermannstadt și portarul de la Voluntari, Popa. Din păcate, nu mai putem să vorbim de o echipă națională pe care putem să o spunem la 12 noapte dacă ne trezește cineva din somn. România se încălzește cu Slovenia și Moldova pentru meciurile de la anul, în care va lupta cu Elveția și Israel pentru calificarea la Euro. Să reprezint țara la un turneu final, cred că ar fi un vis devenit realitate. Este o grupă accesibilă, dar nu va fi ușor. Cred că Elveția este favorita grupei. Toată lumea știe că Elveția este cea mai puternică echipă din grupă, este la Mondial.